spunem de acel vitezomer, să apreciem viteza autocamionului angolului care cu viteza, adică deja depășit în localități. Însă în conlucrare cu Inspectoratul Național de Patrulare, vom forma grupii care vor activa pe direcția Giurgilești și vor fi sancționați personalități care admit depășiri de viteză. Ei sancționează și acum mașinile mici. Nu, a sancționat. Exact, da. Noi vorbim acum de viteză excesivă. Da, domnul Cârjon, noi suntem de acord, adică doar știți că despre ce merge vorba. Eu vă spun una, că în cadrul grupii este la Inspectoratul Național de Patrulare va fi angajat la Inspectoratul Poliției acum. Unde va fi trasate sarcini concrete, la ce se acceză și mai tare. Păi nu faci treaba, pentru că stau cu telefonul la ureche și sunt unul pe altul, nu faci treaba. E cât merg cu telefonul la ureche, nu este... Vreți să-i filmez, să vi arăt cum stau cu telefonul la ureche? Domnul Bălărie, am spus că ați fi instalate și ele camere. Păi dar când ați aici instalat? Deja este decizia, este decizia deja Consiliul și am înțeles că în 7 localități să fie, una dintr-o localitate, să fie și localitatea dumneavoastră.